Se uite așa, în momentul când are loc unirea a României și a Republicii Moldova, se va investi foarte mult în infrastructură și în tot ce există. Vom avea, în afară de români, moldoveni, ardeleni, unguri, ucrainieni, ceea ce se întâmplă și acum, ruși. Așa că un succes în continuare. Este făcută cu cap toată treaba. Practic, va ajunge un fel de Cluj, să spunem, sau zona Clujului, Ardealului, Republica Moldova, pentru că se investește enorm în ea. Sau se va investi enorm în câțiva ani de zile. Și uite așa. Ei vin la noi, ceilalți vin la ei, se investește și tot așa.